Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de a duce bucurie prin mici atenții. Fundația Bera, ca partener al proiectului Curcubeu, demarat de Centrul Cultural Interetnic din Sighișoara, a donat cu generozitate daruri către tinerii beneficiari acestui proiect. Vă reamintim că proiectul Centrul de Formare și Integrare Profesională Curcubeu este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane. Investește în oameni 2007-2013. Scopul, formarea profesională a 20 de tineri dezavantajați sociali în domeniul hotelier pe perioadă de 18 luni. Astăzi, la ora 15, tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani au primit daruri din partea Fundației Beraca din Sighișoara, unul dintre partenerii locale ai acestui proiect. Ce eveniment are loc astăzi la Centrul Cultural Interetnic? Da, astăzi sărbătorim cu tinerii finalizarea celui de-al doilea ciclu de formare profesională, respectiv programul de ospătar, bucătar și lucrător în alimentație. Întrucât pe lângă cursurile de formare profesională, avem și activități de asistență socială. Astăzi am organizat o activitate social-civică în care ne bucurăm împreună cu ei de finalizarea cursului și le oferim niște cadouri prin partenerul Beraca și le oferim un mesaj de încurajare pentru noul an, cât și pentru următorul ciclu. Scopul proiectului este și încheierea 20 de parteneriate cu firme din domeniul hotelier în scopul oferirii locurilor de muncă pentru absolvenții programului. În această iarnă, tineri instruiți în domeniul hotelier, în diferite sectoare, s-au bucurat de atenția partenerilor, care le-au adus o bucurie, iar petrecerea lor de Crăciun a continuat în atmosferă de sărbătoare, mai ales că între ei s-au creat legături foarte puternice de prietenie.